Cred că putem începe ora 1:30, cum am planificat, deschidem sesiune de lansare a portalului EDNC. Toți suntem specialiști, toți cunoaștem scopul întrunirii de astăzi. Vreau să salut pe domnul Andrei Spânu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, pe domnul William Trig, director Departamentului de Creștere Economică USAID Moldova. Salut toți colegii. E foarte plăcut când sunt înconjurați cu ingineri care vor beneficia de portalul reanimat de la zero, practic. Ca să începem ședința de astăzi, cred că mergem la un mic spot publicitar care arată cum a început și cum s-a dezvoltat portalul, care este azi cheia succesului în domeniul proiectării și exploatării și utilizării construcțiilor. Deosebită plăcere să invit pe domnul Andrei Spânu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, cu un cuvânt de salut cu această ocazie. Bună ziua tuturor! Văd că suntem așa un pic mai pasivi azi. Eu am să încep prin a mulțumi în primul rând colegilor de la USAID pentru suportul pe care l-au acordat la dezvoltarea acestui portal și doi, echipei de la Minister și tuturor celor care au fost implicați. Eu mi-aduc aminte foarte bine, dacă nu greșesc, în 2022, când noi am început discuția despre necesitatea ca să actualizăm portalul în care toți specialiștii din domeniul construcțiilor, inclusiv administrațiile publice centrale, locale, să aibă acces într-un singur loc la toate actele ce țin de modul în care se proiectează, se construiește, se dă în exploatare și așa mai departe în domeniul construcțiilor. Eu ieri, știind că vin încoace, am intrat pe portal încercând să văd cum funcționează și spre marea mea surprindere că uneori lansăm portaluri, dar nu sunt foarte, foarte utilizate sau foarte prietenoase. Noul portal este unul foarte prietenos, ușor de accesat, chiar și pentru nespecialiști, informația se găsește destul de ușor. Acum, eu știu cu siguranță că aceasta nu este ultima versiune și obiectivul nostru la Minister și a colegilor este să îl îmbunătățim, să avem grijă că toată informația este pusă la zi, iar arhitecții, proiectanții, diriginții de șantier, responsabilii tehnici, avocați, juriști și toți din domeniu pot să acceseze oricând și să primească informația necesară. Nu am să rețin foarte mult, la final doar un singur gând. Noi, la Minister și eu personal, de la bun început, de când am fost ministru în primul mandat al infrastructurii, am zis că noi trebuie să începem să construim cu respectarea normelor legale, a normativelor, ori putem să avem cel mai bun portal, cel mai bun acte normative, dar dacă noi, constructorii, în mod special, nu o să le respectăm, asta nu o să ne ajute. Și noi vedem, practic, mergând pe drum, în Chișinău și în alte orașe, localități, cum aceste normative sunt încălcate cu bună știință. De asta eu am să închei prin a vă îndemna încă o dată să punem un efort comun ca, pe lângă transparența pe care o creează acest portal, să ne asigurăm noi, dumneavoastră, că respectăm acele acte normative. Așa vom avea cu siguranță și orașe mai bine construite, mai comode, mai confortabile pentru cetățeni, dar și pentru mediul de afaceri. Vă mulțumesc încă o dată din suflet și sunt sigur că prezentarea care va fi a portalului va avea interes și va fi clară pentru cei prezenți. Mersi tare mult!
Deosebit plăcere îl invit pe domnul William Trigg la cuvânt de salut cu ocazia lansării de portalului respectiv. Vă rog frumos! Good afternoon, bună ziua. I'm honored to join you here today on behalf of the U.S. Agency for International Development, and I congratulate you, Minister Spino, and the Ministry of Infrastructure and Regional Development for your achievement in launching this new eDNC portal. Bună ziua tuturor! Sunt onorat să mă aflu astăzi aici împreună cu dumneavoastră la acest eveniment și vreau să vă felicit, domnule ministru Spânu și întreaga echipă de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru realizările obținute prin lansarea acestui portal. This is not just a great success for the ministry in increasing its own transparency. It is a model for other government institutions on enhancing services and public access information. Rezultatul de astăzi nu este un doar succes pentru minister, dar și un succes în procesul de realizare a unui model care urmează și este demn de a fi urmat de alte agenții guvernamentale pentru îmbunătățirea serviciilor, sporirea accesului populației la serviciile publice, dar și consolidarea transparenței instituționale. Such initiatives are making it easier to do business in Moldova and increasing the public's trust and confidence in government services. Astfel de inițiative facilitează desfășurarea afacerilor în Republica Moldova și consolidează încrederea publicului în serviciile guvernamentale. Making access to documents faster and easier translates into increased efficiency and cost saving for businesses, both in terms of their preparation time for new construction projects and in avoiding mistakes during the construction process. Accesarea mai rapidă și mai ușoară a documentelor normative va contribui la sporirea eficienței și obținerea unor economii de costuri pentru întreprinderi, iar acest fapt se va datora reducerii timpilor de pregătire pentru proiectele noi în domeniul construcțiilor, dar și evitării greșelilor în procesul de construcție. The eDNC also demonstrates the advantages of digitalization for the government, through which all government resources on all phases of construction can be managed and updated efficiently through a single portal. eDNC demonstrează și avantajele digitalizării pentru guvern, deoarece toate resursele guvernamentale, la toate etapele de construcție, pot fi gestionate și actualizate eficient printr-un singur click într-un singur portal. This is a great step forward in the achievement of the ministry's broader digitalization roadmap for construction. Acest lucru constituie un pas important înainte în realizarea foii generale de parcurs realizate de către minister în domeniul digitalizării, în domeniul special al construcțiilor. And Minister Spino, I know it has a lot to do with you and a lot to do with your team. You are a advocate for solutions like this that I have not seen much in my career. Domnule Spino, special se datorează dumneavoastră, dar și echipei dumneavoastră per general, deoarece sunteți un avocat al soluțiilor pe care pot să le spun că nu le-am văzut prea des în You're hungry for digital solutions and innovation, and that's appreciated. Sunteți plămânzi, să spunem așa, de soluții în domeniul digitalizării și de inovații în domeniul respectiv. We look forward to continuing our partnership with you on other digitalization activities and your ongoing efforts to improve government services and public access to information. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm colaborarea noastră împreună cu dumneavoastră pentru alte activități și exerciții de digitalizare și să vă fim alături pentru a îmbunătăți serviciile guvernamentale și accesul publicului la datele. I was on the site recently and I also want to thank you for the prominent partnership and branding that's also on the site with USAID. Și dați-mi voie să vă mulțumesc de asemenea și pentru parteneriatul pe care ați dat dovadă în promovarea branding-ului cu USAID, pe care l-am văzut recent, l-am observat recent. Congratulations again to you all and thank you for this opportunity to join you today to share in this success. Încă o dată felicitări tuturor dumneavoastră și vă doresc succes în realizarea unor rezultate ulterioare și succes în continuare mai departe.
Vă mulțumim mult. Acum trecem la a doua rundă, la prezentarea portalului, funcționalității lor acestora, de către domnii Gheorghe Croitoru și Adrian Filat. Ziua. Aș vrea să vă prezint, de fapt, istoricul lansării acestui portal. Încă din 1996, prin legea 721, a fost prevăzut faptul că Ministerul asigură accesul gratuit la conținutul documentelor normative în construcții, însă aceasta s-a realizat abia în 2012, când s-a lansat acest portal IDRC GovMD cu suportul Guvernului Republicii Moldova și a Centrului de Guvernare Electronică, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Până atunci, toate documentele normative se vindeau pe suport de hârtie, de la Incercom și era o problemă, de exemplu, când trebuia cineva să vină de la sus sau de la nord să achiziționeze documentele, accesul era cam anevoios la conținutul acestora. Odată cu lansarea acestui portal, lucrurile au început să meargă deja mult mai bine. Care a fost scopul principal? Accesul liber și gratuit, așa cum prevede legea 721, la conținutul acestor documente normative, dintr-un singur loc, deoarece putem observa portalul conținea toată legislația europeană în construcții, legislația națională în construcții, documentele normative, se asigura transparența prin faptul că se postau normativele care erau în curs de elaborare, ceea ce permitea specialiștilor să poată să comenteze, să vină cu niște propuneri pentru îmbunătățirea documentului. De asemenea, se publicau și agrementele tehnice aici, evaluările tehnice, ordinele ministerului. E un site foarte comod, în special pentru specialiști, proiectanți. Practic, toată informația era plasată aici. Acest serviciu, da, pentru a simplifica acest acces a fost creat pentru cetățeni și ce este interesant, o accesare și un interes foarte mare a fost din cadrul primăriilor, acele agenții de construcție care erau sau serviciile de construcții. La lansarea acestui site a trebuit, evident, ca Ministerul să facă niște prezentări de promovare, nu era încă cunoscut. Accesările erau la început în jur de 200-300 de mii pe trimestru, deoarece el genera și niște rapoarte trimestriale de accesări. Am reușit să identificăm și niște IP-uri și am constatat că au fost accesate chiar și de alte țări, special din comunitatea CSI. S-au adresat cu întrebări pe anumite domenii, în special pe economia construcțiilor, cum ar fi Republica Belarus, Kazahstanul, chiar și Ucraina. De ce? Deoarece toate documentele normative erau traduse și în limba rusă, conform legii 100. Și era foarte ușor de accesat și se putea consulta. Am organizat chiar și niște teleconferințe, în special cu belorușii, unde ei veneau cu experiența lor, noi cu experiența noastră și am reușit, prin intermediul acestui site, să realizăm niște lucrări pe domeniul economic foarte interesante. Așa a apărut și catalogul de a prețurilor media, material de construcții, care, de fapt, făcea o statistică pe țară, trimestrială, și oferea, în special, la achiziții publice din bugetul de stat, orientarea pe prețuri, deoarece trebuia să faci un deviz inițial a costului lucrărilor ca să lanseze o licitație.
mai cuprinde și catalogul documentelor normative în construcții, care are două ediții pe an, la 1 ianuarie, la 1 iulie. În acest catalog sunt indicate toate documentele normative aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova. Din păcate, încă mai avem cam în jur de 500 de snipuri sovietice, n-am reușit încă să le înlocuim. Mai avem și niște documente de recomandare care, de fapt, ajută la înțelegerea anumitor procese. Asta încă era valabil în 2012-2013. Începând cu 2014, când s-a semnat acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, conform articolul 173, Moldova și-a luat un angajament de asimilare, de preluare a tuturor documentelor normative europene, ce ține și de certificare, de normare și restul. Acest lucru a impulsionat deja și elaborarea acestor documente bazat pe documentele normative europene, inclusiv a standardelor europene, căci preluarea standardelor europene a fost foarte anevoioasă, deși în 2018-19 Moldova practic a preluat, Institutul de Standardizare a preluat toate standardele europene, implementarea sau aplicarea lor încă era destul de problematică. Acest site conținea și catalogul standardelor în domeniul construcțiilor. Se selectau la diferite coduri ICS pe standarde tot ce se aplică în construcții și era un catalog unic, ceea ce îi permitea proiectanților să nu mai caute pe site-ul Institutului de Standardizare, dar să intre aici și să consulte toate denumirile standardelor, nu și conținutul lor, deoarece standardele europene sunt protejate pe dreptul de autor. Mai târziu, în special când au fost restructurate ministerele și componenta construcției a intrat în Ministerul Economiei și Infrastructurii, evident, portalul a fost preluat la bilanțul ministerului și s-a pus problema schimbării logo-ului din ministerul vechi în ministerul nou. Schimbarea a fost făcută de un angajat al e-guvernării, care a reușit să schimbe, dar n-a lăsat urme, cum a intrat, cum a instalat. Din acest moment au început să apară probleme. Probleme în sens că se încărca mai greu, unele opțiuni nu mai erau active și am încercat să contactăm elaboratorii din 2012. Când ne-am contactat, că mai aveam niște telefoane, au spus că firma care a elaborat nu mai este activă, a fost dizolvată și nu mai au nicio obligație. Evident. Vedeți, se încărca cam 30 de secunde, informația curentă nu putea fi actualizată pe prima pagină, ultimele știri, deși, ce este interesant, în 2020-2021 accesările au crescut deja la 600 sau chiar 900 de mii pe trimestru. Asta spunea că portalul era foarte bun și lumea îl consulta, îl consulta frecvent. Evident că acest serviciu fiind foarte necesar specialiștilor în primul rând, în 2023, când iarăși am fost transformați, iar s-a schimbat logo-ul, din acest moment, gata, accesul a fost oprit, și nu s-a mai putut practic face nimic. Erau câteva opțiuni care permiteau să încărcăm anumite documente și lumea suna și întreba care este problema. Deja s-a ajuns la 5 minute încărcarea unui document. Nu puteam explica, nu puteam să le rezolv prin site. Eram nevoiți la solicitarea lor să trimitem direct din baza de documente normative, documente la solicitare, în special primăriile solicitau foarte des acest lucru. Și în 2020-2021 s-a pus problema elaborării totuși a unui portal nou. Un portal nou, deoarece am stabilit care sunt deficiențele acestuia, deoarece el din 2021-2022 nu mai răspundea cerințelor.
Și iarăși ce era interesant, în ultimii ani s-a ajuns la 1.200.000 accesări. Că accesările încă lucrau, încă se vinea raportul pe accesări. Să sperăm că noul portal va fi accesat mult mai rapid, căci am păstrat ca și conținut, doar că e mult mai facil, mult mai rapid, mult mai comod. Avantajul este că îți permite și căutarea după cuvinte cheie, îți dă orice document după cuvântul cheie, ceea ce nu facea cel precedent. Să sperăm că va merge mai bine și vă mulțumim pentru faptul că ne-a susținut în elaborarea acestui portal. Mulțumesc! Bună ziua! Mă numesc Adrian Filat, compania PNA Software. Noi am elaborat portalul respectiv ultima versiune. Deci avem colecția totală, peste 1000 de documente, normative, legi, hotărâri de minister, de guvern și așa mai departe. Deja de la lansarea soft, care a avut loc în luna iulie, avem peste 5000 de vizualizări unice, vizitatori unici, și timpul de încărcare a unei pagini este de catare sub 3 secunde. Și s-a mai menționat anterior, dar vreau să spun că acest portal cumva vine să democratizeze procesele și informația ca să fie diseminată într-un mediu mai larg. Da, desigur, în primul rând, jucătorilor din domeniu, gen companii de construcții, producători de materiale sau organisme de certificare, dar și altor părți terțe, cum ar fi APL, juriști, societatea civilă sau oricine are nevoie să primească informații în domeniu. Cele mai mari beneficii se primesc sunt, avem o colecție actualizată la zi, deci și acum problemele care au fost pe anterior s-au rezolvat și sper să nu mai apară. Deci Ministerul și Încercom are acces total. O chestie foarte importantă, căutarea acum se face în cadrul la tot documentul. Deci dacă este un document și dumneavoastră cunoaște acest document, poate să aibă 50, 100, 200 de pagini, se caută în cadrul documentelor, nu doar în titlu. Anterior se căuta doar în titlu și dacă cumva cuvântul cheie nu era în titlu sau era altă variație, nu găsea. Acum, deci se întâmplă o căutare completă, avansată. Și încă un moment tare interesant sau pozitiv, probabil, Moldova vine cumva aici diferit față de alte țări. În toată Uniunea Europeană sau în Marea Britanie sau informația respectivă este cuplată și este ascunsă sub un paywall, da? Deci nu este accesibilă. Însă în Republica Moldova această informație este gratuită, adică pentru toți poate să o descarce de pe portal. Deci, informațiile care pot fi găsite, în linii mari ne concentrăm pe legislația europeană, sunt foarte multe directive și deci, suntem în proces să le încărcăm pe toate și deci, informația este două tipuri. Sau este încărcat portalul direct, sau duce pe o resursă externă, cum ar fi site-ul Comisiei Europene, de exemplu. Sau site-ul, în cazul legislația națională, legis media sau dacă hotărâri de guvern, poate în gov. Deci avem catalogul complet de documente și fiecare document poate fi descărcat, este informație, site-ul este în 3 limbi, română, rus și engleză, tot este foarte un moment important pentru și normativele respective sunt în română și în rusă, majoritatea. La fel este catalogul de prețuri, evaluările tehnice, pașii, bine descriși, bine structurați și catalogul de standarde. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc USAID și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru această oportunitate și o zi bună. Mulțumesc! Într-adevăr, domnul Filat a spus corect situația, că noi suntem pionieri. Doar în Republica Moldova toate normativele în construcție sunt accesibile, gratuite și ușor de determinat. Vreau din invitați
se expun asupra beneficiului portalului. Președintele Uniunii Arhitecturilor din Republica Moldova, domnul Iuri Povăr, vă rog frumos. Stimate domnule ministru, stimate domnule director, onorată asistență, dragi colegi, Uniunea Arhitecților din Republica Moldova, pe care eu o reprezint, este încântată de invitația de a participa la evenimentul actual. Ceea ce se produce astăzi este un moment semnificativ în contextul activităților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, orientate spre consolidarea teoretică și practică a domeniilor administrate. Arhitecții și urbaniștii sunt cei care încep orice activitate în sectorul construcțiilor și pe drept sunt acei care pot reprezenta ramura proiectărilor în relație cu specialiștii care proiectează rezistența structurilor, instalațiilor utilitare interioare și exterioare, amenajarea teritoriului, etc. Sub acest aspect, actualizarea portalului EDNC, documente normative în construcții, este un proces așteptat și binevenit, care va facilita accesul, cunoașterea și utilizarea actelor și documentelor normative pentru proiectanți, beneficiari, investitori, antreprenori și alți actori ai procesului de edificare a clădirilor, complexelor și amenajărilor. Versiunea promovată a portalului va oferi răspunsuri la mai multe întrebări de genul: acces operativ spre orice material solicitat pentru aplicare în documentația de proiect sau pentru oferirea unor consultații corecte beneficiarilor sau investitorilor, studierea legislației și bazei normative naționale, cunoașterea suportului legislativ și normativ comunitar, edificarea tinerii generații de proiectanți în contextul cunoașterii și aplicării corecte a exigențelor normative, actualizarea și extinderea arealului de cunoștințe pentru specialiștii experimentați, noi arhitecții și proiectanții tuturor profesiilor în proiectarea construcțiilor, considerăm că evenimentul de astăzi se va transforma într-o muncă asiduă și cotidiană, orientată spre favorizarea activităților în domeniile date și care va oferi soluții și exigențe care pentru condițiile țării noastre, clare pentru condițiile țării noastre, în care sunt prezente riscuri naturale, seism, alunecări de teren, inundații, subinundații, etc. Cu toată responsabilitatea, vă asigur, onorată asistență, că Uniunea Arhitecților din Republica Moldova va fi alături de aceste procese progresiste și va dedica tot potențial profesionist spiritual pentru a asigura patria cu platforma consolidată necesară de legi, acte și documente normative și pentru a păși ferm pe calea integrării în spațiul european. Succese colectivului care au realizat acțiunea curentă. Mulțumesc pentru atenție. Din partea patronatelor a dorit domnul Stratulat Ion să expună beneficiile. Bună ziua tuturor! Bună ziua, domn ministru! Este plăcut mea să sunteți aici la un eveniment atât de important pentru toți constructorii din Republica Moldova, pornind de la acei care atribuie terenuri, pentru cei care post-utilizează construcțiile, cei care le favoresc constructorii. Este vorba că farfuria o avem deja pusă pe masă și eu cred în farfuria aceasta, numai că trebuie umplutura să ne gândim în această formulă, cât mai calitativă trebuie să fie și să începem a lucra cu comitetele tehnice care am avut niște stagnări foarte importante, noi cunoaștem toți stagnările, cu hotărârea 1436 a Guvernului, unde eram limitați durata contractului până la un an de zile. Nu poți elabora un normativ într-un an de zile. Acei care spun pot într-un an de zile să elaboreze un normativ, probabil că nu cunosc cât este de complicat a face un normativ în domeniul construcției, cât specialiști trebuie să-i atragi în domeniu. Cu regret, eu aș face un apel către toți experții tehnici ca să consolideze capacitățile, să reabilităm activitatea comitetelor tehnice,
Cu atât mai mult că este o noutate bună în această hotărâre de guvern, că standardele ocupaționale, care le avem la număr de 47, avem elaborate numai 25, le-am trecut în categoria normativelor în construcție și atunci vor fi surse financiare pentru a elabora aceste standarde. Și lucrul ăsta este satisfăcător și mulțumim Ministerului că totuși a promovat. Mai avem multe probleme de rezolvat în hotărârea aceasta, dar avem nevoie de modificări la legislație cu privire la crearea acestui fond pentru normative care trebuie să contribuie nu numai sectorul privat, dar și sectorul de stat la acumularea acestor surse financiare. Și de ce cred eu între acest portal că vor avea succes el și vor avea acces foarte nelimitat, adică succes liber tot timpul, fiindcă noi am avut în istoria mea personală, am avut de implementat un proiect de cadastru în Republica Moldova și care l-am făcut cu suportul USAID-ului, care a format milioane de bunuri în Republica Moldova și structura de cadastru a avut să reștrează. Eu cred că și asta va fi un beneficiu pentru toți participanții de Ramura Cozumel. Vă mulțumesc și succes! La fel, doamna Elena Bejanaru, dacă vă rog frumos. Astăzi reprezint Federația Patronală Condrumat. Să știți că în domeniul construcției avem două federații patronale. Deci eu sunt membru Consiliului de Administrare și deci aș vrea să spun foarte scurt, ne place, am manipulat, am văzut cum funcționează, e rapid, pentru că toată lumea s-a adresat la noi și ne întreba de ce așa e de greu. Acum e rapid, e bun, ne place. Și știți ce mai mult încă ne place? Că din anul acesta a fost reîncepută publicarea catalogului. Pentru noi este foarte important să vedem documentele unificate într-un catalog. Noi ne-am adresat 2 ani în urmă la minister și ministerul ne-a auzit și catalogul a început să fie reeditat. Vă mulțumim tare mult pentru lucrul acesta. Și care mai este încă o problemă la noi? Colegii din străinătate, eu am lucrat mulți ani în minister și colegii din străinătate mereu se adresează la mine personal și la colegii noștri. Noi avem companii cu capital mix în cadrul federației noastre și solicită aceste normative să fie și în engleză. Adică într-o limbă de circulație internațională. Deci pentru noi este important să avem și aceste documente. Cel puțin legile să fie traduse, pentru că e important să avem legi traduse în engleză. Văd pe Mariana aici, noi când lucram asupra elaborării legii condominiului, ne-a fost foarte util să traducem și în română, și în rusă, și în engleză. Deci a fost destul de util să avem versiunea engleză, ca colegii să ne cunoască. Deci vă mulțumim tare mult, sperăm că o să fim alături de elaboratori și în mod normal că o să intervenim atunci când n-o să ne placă. Deci cum funcționează, că ultimul timp portalul funcționa foarte greu, foarte greu. Era greu să accesez ceea ce a menționat domnul Croitoru. Domnul Croitoru, salut domnul Croitoru. A menționat lucrul acesta. Trebuiam să ne adresăm la Incercom, vă rugăm tare mult, ne spuneți cum să mergem mai departe. Și sigur că domnul Stratulat n-a menționat, dar elaboratorii au arătat și normativele în domeniul producerii materialelor de construcție. Aici chiar este foarte, foarte, știți, așa, este un domeniu dificil, pe care încă nu este acoperit. După noi, vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru elaborarea noului portal și vă mulțumesc că mă ascultați. O zi bună! Dacă mai dorești cineva de invitați cu luare de cuvânt, când noi, cum se încarcă repede portalul așa și repede am avansat și pe ședința de astăzi. Suntem înainte cu jumătate de oră. Domn,
Domnul Tolmaci, da. Să nu vă rețin mult, foarte mult, stimată audiență, domnule ministru. Urmăream cu atenție ce spunea domnul Croitoru despre scurtul istoric. Într-adevăr, era foarte complicat să accesez. Eu cred că acum acest portal va reduce foarte mult din povara care o are Institutul Incercom și a Ministerului. Eu amintesc chiar când ați văzut prezentarea domnului Croitor, spunea că din reforma asta, reforma asta, la un moment dat noi am pierdut și convenția colectivă de pe portalul Ministerului, că nu mai exista nicăieri, ori că nu există negocieri în ramura construcției. Astăzi, ceea ce vedem noi, bineînțeles că digitalizarea nu e doar în vogă, dar e o necesitate în modernizarea activităților noastre în domeniul construcțiilor. Bineînțeles că progresul tehnico-științific merge înainte, noi cu multe lucruri rămânem în urmă. Chiar discutam cu domnul ministru că trebuie să avem o întrevedere separată și cu toți membrii comitetelor tehnice, pentru că noi până la urmă am reușit și Ministerul Finanțelor, este foarte greu un astfel de minister să-l convingi că sursele financiare care vin, se acumulează de la agenții economici, trebuie să fie gestionate în nume de ramura noastră. Eu cred că, domnul ministru, aici chiar avem nevoie de suportul dumneavoastră a partenerilor sociali, pentru că noi suntem cei care trebuie să facem politica aceasta socială, economică, ramură și pentru, de asta foarte mult depinde și este foarte bun acest lucru pentru că el daune nu poate să aducă. De aceea, suportul dumneavoastră este ca să ne susțineți în continuare și banii aceștia care noi deseori auzim doar promisiuni că da, veniți cu propuneri. De ce comitetele tehnice până acum nu sunt finanțate? Iată, aici noi trebuie să gestionăm corect acest fond și cred că acest portal, dacă îl vom gestiona corect și vom completa permanent cu material necesar, va fi doar util. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Mulțumim. Dacă cineva mai dorește, trecem la următoarea rundă întrebări și răspunsuri pe subiectul în cauză. Ok. Vă rog frumos din toți invitații, cine dacă are ceva întrebări, careva propuneri de modificare, de ajustare, de îmbunătățire, sunt dispus să răspund în limita competențelor. Dacă cineva din colegi, tot poate interveni cu ajutor. Da, da, sigur. Fusesem în Estonia și am văzut deci, un document care se numește IE, construcții, adică construcții electronice. Cum credeți, e posibil să fie lucrul acesta elaborat și la noi și să avem o strategie? Cum mergem în domeniul construcției cu digitalizare? Pentru că estonienii ne-au prezentat nou, deci cum funcționează, de la proceduri, toate procedurile erau digitalizate. Eu înțeleg că nu ține de portal, dar totuși poate fi ca pe viitor să fie lucrul acesta. Mulțumesc! Da, într-adevăr lucrăm la această etapă. De la eliberarea actelor, de la prezentarea planurilor urbanistice în format electronic până la elaborarea actelor permisive, elaborarea, coordonarea tot în format electronic. Situația actuală, performanța calculatoarelor actuale permit acest lucru. Noi cu USAID-ul lucrăm și la alt proiect, portalul documentației de urbanism. Avem multe provocări, dar mai repede decât vă închipuiți, ați ieșim la linie dreaptă și apropo, avem conlucrări cu partea ucraineană, ei tot merg pe ideea aceasta. Eu cred că în scurt timp ne vom bucura de la un click de mouse să obținem rezultatul scontat.
ziua la toți. Bună ziua la toți. Eu am o întrebare. Mie îmi place acest portal, adică de posibilități foarte ușoare pentru găsirea una altă informație în acest normativ. Mai departe spun limba rusă, va fi mai comod pentru mine. Ясно, что это организационная сторона, которая позволяет быстро получить информацию по тому или иному нормативу. Это для всех, и для проектировщиков, и для строителей, и так далее. То, что здесь прединформировано. Но я хотел бы поблагодарить, прежде всего, что есть такой формат, который позволит нам быстрый доступ к этой информации. Хотя мы сегодня ее имеем, но мы, конечно, теряем какое-то время. Но мне хотелось бы все-таки поднять вопрос, пользуясь тем, что присутствует министр инфраструктуры, господин Спыну, задать вопрос более такой глубокий, фундаментальный. Ведь эти все нормативы, они фактически базируются на научных исследованиях. И мне хотелось в свое время в Министерстве строительства и других функциях, будем говорить, отраслях, департаментах, занималась, был такой раздел науки. И даже технический университет, он тоже имел свое направление, когда занимались научной работой в области развития тех иных нормативов, тех иных исследований в области строительства. Мне хотелось, учитывая то, что здесь присутствует и департамент, директор департамента по экономике, чтобы обеспечили какое-то финансирование в своих отделах, создали какие-то, может быть, небольшие отделы, которые позволили проводить эти научные исследования и широко привлечь технический университет. И я могу сказать, что в свое время, когда проходил стажировку в Чехии, у них институты занимались, профессура занималась разработкой нарративных документов. У них росла научная лаборатория, развивалась и так далее. То есть мы имеем на сегодняшний день какие-то потенциалы, которые следует задействовать всем расчетам, чтобы нормативные документы базировались на современных научных исследованиях. Потому что у нас большинство нормативных документов уже в какой-то степени устарело. Спасибо за внимание. Да, я отвечу на румынском языке. Entr-adevăr, normativele se elaborează fie în baza practicii străine, fie în baza cercetărilor științifice și baza dată la noi, într-adevăr, au fost pierdută, au fost ultimele normative, au fost traduceri mecanice. Dar, într-adevăr, problema asta există. Noi am identificat în această atribuție pentru Oficiul Amenajării Teritoriului Urbanism, Construcții și Locuință, care va avea un stat de personal care se va ocupa inclusiv cu cercetările științifice în domeniul construcțiilor, nu printr-o traducere mecanică sau prin preluarea copertilor, dar prin argumentarea și fundamentarea științifică a tuturor aspectelor tehnice. Într-adevăr, întrebarea dumneavoastră e la temă și trebuie să avansăm înainte. Noi tot avem specialiști și dacă noi să punem știința pe prim plan, rezultatele vor fi foarte repede văzute. Dacă mai sunt întrebări, vă rog frumos, v-am spus că nu luați exemplu de la site care se încarcă repede. Oricum avem un program dedicat care până la ora 4 sper să să-l folosim util. Dacă nu sunt întrebări, comentarii, înseamnă că vă invit la un mic furșet cu ocazia lansării portalului. O mai rămas parte organizatorică cu transmiterea portalului către minister. Noi lucrăm cu USAID-ul, în scurt timp finalizăm și vă promit că în continuare veți bucura nu doar de portalul în situația actuală, dar în evoluarea acestuia. Vă mulțumesc la toți!